Se pare că doamna Floarea o cam deranjează pe Iuliana cu sfărăitul. Ați dormit aseară? Ați dormit? Ați reușit? Depinde, ne vezi că am coborât. Vin de la dus să vezi o fază. Dacă da, am văzut că tonul dor, nu dor, stai să merg să fac duș. Mi-era calm, era. Vin de la duș, mă așez în pas și mai stau așa, dacă au trecut 10 minute. E după Iuliana. Doamna Floare, nu mai sfărăiți! Păi, fată, nici n-am adormit, unde mă vezi că sfărăi? Chiar ai sfărăit. Hai, mă, Iuliana! Dar deci, la Floarea nu se știi că, băi, nu te-am contrazis, nu te-am contrazis niciodată. Dar nici n-a apucat să se închid ochii. Chiar mă gândeam ce să fac ca să pot să adorm. Tu nu pricepi lucrul ăsta. Ți-am zis vreodată când am sfărăit, am zis, fetelor, iertați-mă. Dar dacă eu n-apuc nici să închid ochii, stăteam cu ochii în tavan și tu spui, doamna Floarea, nu mai sfărăiți. Ok, mă duc la un control. Doamne, ferește, maică, zic. Pă bune că te face să te închin. Ea are o problemă, cred că, cu sfărăitul. Poate auzi de la doamna Maria, din partea cealaltă, și o iei pe doamna Floarea, ca de obicei. Dacă eu stau cu ochii deschiși în tavan și zic, Doamne, zic, de ce nu mă ia somnul, de ce nu pot și eu să ador să mă liniștesc și eu. Și e de ce o auzi. Datorită stresului sau să multe, dar atâta timp aici, tu știi mai bine decât toată lumea, Cristian, ce să mai zicem, asta e viața. Dar asta nu înseamnă chiar, când am sfoară, că știu că sfoară, nu zic, nu, Doamne, ferește. Dar știu că tot de la ea nu pot să iau niciun medicament, că dacă iau de, pentru sfărăit, inima mea cedează. Iar eu asta nu pot să fac, nu-i convine lui Iuliana. Și nu fac intenționat să deranjez pe cineva, crede-mă, jur că astăzi e sărbătoare mare, e înălțarea Domnului. Dar chiar așa să iei de mine fără să nu închid ochii bine și tu mă iei ca sfărăit? Exagerat, sunteți nervoase și vă descurcați pe mine. Eu nu sunt nervoasă, mă mică, că eu n-am de ce fata mea. Bine, degeaba nu, nu mai mă enervez acum pentru... Și nici pe tine nu m-am descărcat, dar îmi pare rău că te iei așa fără... Numai că... Fiecare să-ți rezolte. Liniștiți-vă. Mă bucur pentru tine, Cristian, că măcar tu ești liniștit. Să rămână. Și vă doresc... Să dea Dumnezeu și tot ce-ți doresc să ți se îndeplinească. Vă doresc la și fel. Și să ai grijă, că e... ți-am mai vă zis și atunci ești un băiat sunt deștept, inteligent, ai toate calitățile bune. O mai ești tu câteodată pe arătură, cum ai mai lată de altfel, dar... Toți avem că toți capară. Să rămână. Și la fel vă doresc și eu multă sănătate și stați în ale dumneavoastră. Lasă, mă, mai că n-are rost să... N-avem ce... Pă ce? Dar la orizont, doamna Floarea găsea și ocazia perfectă să o sancționeze pe Iuliana. O blochez pe Iuliana. Pentru faptul că tot timpul văd că caută de ceartă cu Valentin și cu Elena, nu știu. Tot timpul să zgândăresc. Mai ales Iuliana acum și cu mine a început să... De când e cu Lăduț, mă cam ia peste picior, așa știți. Capricile iubirii. Doamna Floarea, sfărăiți? Da. Și eu. Dar de abia așteptam, era imposibil să nu fie discuția asta în acest sezon. Da. Și care e problema? Sfărăiți, asta este, mai întâmplă. Asta e problema, că doar ce venisem de la duș, că nu puteam să dorm și m-am dus și am făcut un duș. Și m-am pus în pat. Și mă chinuiam cu ochii în tavan să pot să închid și ochii să adorm. Auzi pe Iuliana. Doamna Floarea, nu mai sfărăiți. Da. Eu zic că nu e chiar atât de... Dacă aveți probleme, spuneți-ne și vă aducem dopuri de urechi. Că au fost sezoane în care sfărăit este un cuvânt blajin, ca să zic așa. Adică duduiau pereții de sfărăială. Ce se întâmplă cu doamna Floarea este floare la ureche.
Adică nu e așa grav. Se pot rezolva situațiile pentru că, na. Dar ce, există pastile ca să nu mai sforăi? Eu n-am auzit. Da, am înțeles că există dacă mi-am luat. Păi lasă să le ia alții. Da. Ia zi, Iuliana. Da, e amuzat într-un fel, doamna Floare, așa. Eu nu, pe mine nu mă deranjează că și părinții mei sforăie. Eu mai zic uneori, doamna Floare, eu înțeleg și eu probleme medicale și părinții mei, cum v-am și spus mai devreme, sau. Dar eu doar să se întoarcă, să schimbe poziția pe cealaltă parte. Nu că mă deranjează, că și mama și tata, eu înțeleg perfect. Doar că ea se supără uneori, se supără și eu nu vreau să supăr. Pentru că eu înțeleg că și în familie la mine, de multe ori evit să dorm în cameră cu mama mea sau să stau împreună cu ea să dormim aceeași încăpere, pentru că nu pot să dorm. Asta este toată problema. Nu, Doamne ferește, nu am nimic. În ultimele două zile dorm la fete în cameră ca să nu mai deranjez, mi-e frică să nu mă jure și dorm în cealaltă. De te-am înjurat vreodată? Nu, da, la Floare. Da, atâta, de ce vorbești prostii? Pe cine am înjurat? Să nu mă certați. Să nu mă certați. Îmi cer scuze. Da, dacă nu fac așa ceva, zice mă. Da. Ce să... Dați-le voi un sfat, că eu... E dificil. Să doarmă înainte. Da. Poate că Iuliana este mai sensibilă și sunt persoane care au un somn mult mai sensibil și atunci la primul zgomot se trezesc. Sunt, evident, la o anumită vârstă, dacă ai probleme de sănătate, este normal să apară și această problemă, dar cu siguranță o să poată să tolereze cumva această chestiune, pentru că dacă au reușit să ajungă până în iunie, cu siguranță vor reuși să ajungă și până în iulie, nu? Da, asta nu știu. Vai, Vlad, dar ești ceva... Știi cum? Orice ar spune oricine în lume, încearcă să vă încurajeze. Nu se știe. Vai, da. Fii mai un pic mai optimist. Sunt optimist, nu știu, sunt mai mult realist. Și e normal. Este o lună foarte grea, da. Dar de ce e grea? Că mi se pare că e luna cea mai frumoasă. O să înceapă probele de rochii, de mireasă. Nu știu dacă o să mai fim aici. Este frumoasă într-un fel pentru că în legătură cu cursa de vineri, dacă noi o să ieșim împreună. Dar ținând cont că s-a mai votat încă o dată o singură persoană din casă și iarăși este Vlad, da. Dar eu nu știu, am încredere în oameni și în Dumnezeu și că o să fie bine. Ce pot să zic mai mult? Da. Trăiți prezentul. Da. Da. Bine, da, dragilor. Ce să vă zic, dacă aveți nevoie de... Aveți. Somnifere, da. Ar fi cel mai bun. Nu, somnifere, nu. Alea trebuie să vi le prescrie medicul. Corect. Nu suntem noi în măsură și nici nu avem dreptul să... Bine, dragilor, luăm...